Noi nu mai avem specialiști. Noi am rămas orfani. Noi nu mai avem cine să ne înlocuiască la vreun concert, spectacol. Asta e criză mare. Și eu bat clopotele de mulți ani că vrem să creștem harpiști, dar din păcate ei nu se rețin aici. Ei termină liceu, baza e bună, școală bună și pleacă în alte țări. Sunt de bază la Teatrul de Operă și Balet, dar prin contract sunt cam peste tot. Plus, acum că avem criză cu profesorii de harpă, de fapt, ei gata, nu mai sunt. Profesora mea deja a ieșit la pensie, a plecat la vârsta de 85 de ani. Este o eroină. Și sunt deja și profesoară la liceu. Вчера выставили программу на и появится ли единая богема еще раз. Liceul Sergei Rahmaninov nu are harpă. Catedra este, dar nu este instrument. Și orele le predau tot aici, în teatru. Adică eleva vine aici. Медленно и уверенно. Ля. Я хочу, во-первых, в Германию. Может быть, в дальнейшем поступить, сыграть там с берлинским оркестром симфоническим или в театре. Хочется на большую сцену, хочется быть солистом и писать свою музыку. Тот же ритм остается, только триоли. Я бы хотела очень сильно более развить арфу даже и в Молдове, и для людей, чтобы они понимали, что такой инструмент есть, потому что очень многие просто не догадываются и не видят, насколько это важный инструмент и в оркестре, и в музыке в целом. Тема. Бум. Dacă primești acest titlu de artist emerit sau maestru în artă sau om emerit, poți să nu mai muncești până la adânci bătrâneți. Așa îi mulțumesc pe ei. La noi, din păcate, asta e un minim posibil. Minim, cel mai minim ce poate să fie. La noi din valoare de cât e? 200 de lei. Obișnuitor, da. Foarte mirușine. Hai. Eu am un șofer care deja cu el sunt prietenă bună de 10 ani și el îmi care harpa, el culcă harpa în mașină, el știe cum deja să o apuce. Gata, am plecat la drum. Scena îți dă alte emoții. Evenimentele private e ca și cum eu așa îmi închipui. Eu îmi cânt mie. Un eveniment, asta este achitat ca un salariu. Salarii în primul și în primul rând, ca să fie atractiv, cât de cât, nu vorbesc de ceva wow, ca în IT, da? De la 1000 de euro în sus. Măcar atât că să ajungă să nu-ți bați capul de datorii sau credite. Numai că îmi pleacă atunci. Ce mă zice, an bun a fost? O plecat. Dar de ce oare o plecat? Totul se rezumă la bani financiari.